numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Întrucât am făcut această modificare de program și nu avem la orgă pe cineva care să cânte așa cum făceam de obicei, ne rugăm cerând lumina și darurile Duhului Sfânt pentru ca El, Duhul Sfânt, să ne lumineze, să putem înțelege cât mai mult din toate catehezele pe care le facem pentru a înțelege bine celebrările noastre religioase, liturgice, bisericești și să tragem cât mai multe foloase din aceste celebrări sfinte. Vino Duhule Preasfânt și trimite pe pământ a Ta luminoasă rază, al săracilor părinte, dătător de cele sfinte, vino și ne luminează, trimite Duhul Tău și din nou se vor face și vei reînnoi fața pământului. Să ne rugăm, Dumnezeule care prin luminarea Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor Tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos Domnul nostru. Iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi, cei din Catedrala din Iași, prin intermediul televiziunii, radioului și internetului. Continuăm cu această modificare de program, pentru că mâine seară lipsesc. Continuăm catehezele propuse de aici, de la Catedra Episcopului din Iași, pe tema principală care este Sfânta Liturghie, dar ne gândim și la celelalte celebrări liturgice cu probleme practice legate de Sfintele Celebrări. Pentru că, așa cum v-am spus de atâtea ori, participarea noastră la aceste celebrări sfinte și mai ales la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie să fie totdeauna cu demnitate și cu mare folos sufletesc pentru viața noastră de credință. Am început și continui în seara aceasta cu câteva lucruri legate de componentele unei biserici. Și în seara aceasta încep cu tabernacolul. Arăt pentru cei care mă urmăriți pe Maria TV sau în direct de aici, din Catedrala din Iași, arăt la tabernacolul din Catedrala noastră și care tabernacol se găsește în toate bisericile noastre catolice, este locul în care se păstrează ostiile consacrate la Sfânta Liturghie și care sunt destinate în special pentru împărtășirea bolnavilor sau a murit bunzilor sau în alte împrejurări cu motivații serioase, pentru că se recomandă împărtășania să fie dată credincioșilor care sunt sănătoși în cadrul Sfintei Liturghii. Dar sunt unele excepții și de aceea biserica are grijă să păstreze ostiile consacrate la Sfânta Liturghie în această căsuță, să-i spunem, în acest loc special pregătit numit tabernacul, unde noi îl întâlnim de fiecare dată când intrăm într-o biserică catolică și avem, cum vă voi explica îndată, semnele care arată că acolo, în tabernacol, se găsesc ostii consacrate, adică este prezent Iisus sub chipul pâinii în acest numit tabernacol. Sfântul Iustin scria prin secolul al II-lea că după celebrarea Sfintei Liturghii, diaconii,
duceau Sfânta Împărtășanie celor care lipseau de la Sfânta Liturghie. Deci nu numai bolnavilor, și aceasta era misiunea diaconilor, să ducă împărtășania la bolnavi sau la cei care nu puteau fi prezenți la Sfânta Liturghie și doreau să-L primească pe Iisus în inima lor. Mai mult, în primele veacuri, creștinii, și asta poate pentru noi este curios, creștinii puteau să păstreze Sfânta Taină, Iisus prezent sub chipul pâinii, să-L păstreze acasă. Și pentru aceasta ei luau singuri zilnic Sfânta Împărtășanie și mai ales în timpul prigoanelor, când erau determinați ca să participe la Sfânta Liturghie pe ascuns, în catacombe, așa cum știm prea bine. Dar era această practică, să ducă acasă Sfânta Taină, să o păstreze acolo, să-L simtă pe Iisus prezent în casa lor, în familia lor, să se închine lui Iisus. Sfântul Ipolit îi avertiza pe la anul 200 pe creștinii din Roma să fie atenți, citez, ca nu cumva să mănânce din Eucaristie vreun păgân sau vreun șoarece sau vreun alt animal sau să cadă și să se piardă din ea. Cu alte cuvinte, avertiza pe creștini să fie atenți dacă iau acasă Sfânta Taină, să o facă cu cel mai mare respect și să aibă mare grijă să nu ajungă în gura păgânilor, de asemenea să nu ajungă, știu eu, să fie mâncată de șoricei sau să fie lăsat undeva neglijat acolo. După cum ne informează și Sfântul Ciprian, îl citesc pe Sfântul Ciprian, Eucaristia era învelită de creștini într-o pânză albă, deci nu o duceau oricum, o băgau în buzunar. Era învelită într-o pânză albă de in și păstrată într-o casetă, care, la rândul ei, era ținută în loc sigur într-un dulăpior. Vedeți, era o grijă deosebită. Cum se păstra Eucaristia în biserici? Facem un scurt istoric, așa să vedem, până s-a ajuns în forma în care o avem noi astăzi în acest tabernacol. În Orient, Eucaristia era păstrată într-o încăpere de lângă prezbiteriu, numită pastoforia. În Occident, această încăpere se numea sacrarium, sacristie, de la ceva sacru. Eucaristia, prin excelență, este sacră, este prezența lui Iisus sub chipul pâinii, așa cum este păstrată în tabernacul. Eucaristia era păstrată acolo într-un dulap. Cheile le țineau diaconii, ei având misiunea din cele mai vechi timpuri de a administra Sfânta Împărtășanie. În veacul al V-lea avem mărturii că Eucaristia era păstrată în unele biserici într-un porumbel. De ce porumbel? În general era din material prețios, chiar din aur. Acest porumbel atârna deasupra altarului, am explicat la una din catehezele trecute, cum masa de altar în unele biserici avea deasupra acest tabernacol, să spunem, atârna deasupra altarului sub ciboriu. Era un baldachin, așa, cu patru coloane, cum avem la San Pietro, că ați văzut de multe ori Bazilica San Pietro din Roma, în imagine, unde ați fost chiar înăuntru. Un fel de baldachin deasupra altarului, unde se celebrează Sfânta Liturghie. Ei, de acolo, de sus, atârna, prin veacul al V-lea, un porumbel, în general din aur, sub ciboriu, sub acest baldachin de deasupra mesei de altar, cu niște lănțișoare frumoase atârna acest porumbel.
pentru că porumbelul, de ce în porumbel se păstra Sfânta Taină? Pentru că porumbelul îl simboliza și îl simbolizează și astăzi pe Duhul Sfânt. Și noi știm că prin puterea Duhului Sfânt, Fecioara Maria de la Nazaret l-a zămislit pe Fiul ei, în trupul ei feciorelnic, pe Fiul lui Dumnezeu. Și tot prin puterea Duhului Sfânt, când v-am explicat Sfânta Liturghie, Duhul Sfânt este Cel care coboară și cu puterea Lui, pâinea și vinul de pe altar devin trupul și sângele lui Iisus Hristos. Pe spatele acelui porumbel frumos, din material metal prețios, pe spatele lui era un căpăcel care permitea introducerea unei mici pixide cu o ostie sau două ostii consacrate. Deci vedem din istoricul tabernacolului, la care vom ajunge îndată, cum se păstra Sfânta Taină, cu cât respect se păstra Sfânta Taină în bisericile noastre. În locul porumbelului, în unele biserici, a târnat tot așa deasupra altarului o pixidă, așa se numește, și o să vă explic la altă cateheză, vasele sfinte, o pixidă, iar un văl alb acopera această pixidă în care se păstra Sfânta Taină sau porumbelul. Dacă nu era din material prețios, era acoperit cu un văl și acest văl se numea Tabernaculum, cel care acoperea. De aici numele de tabernacol. Din veacul al IX-lea, Euharistia a început să fie păstrată într-o pixidă pusă într-un chivot numit propitiatorium și care era așezat pe altar. Numai că altarul nu era ca acum, era lipit de perete sau apropiat de peretele din spate, pentru că se celebra liturgia cu spatele la popor, era liturgia celebrată în limba latină. Și acolo, pe altarul respectiv, era acest chivot numit tabernacul, propitiatorium, așezat pe altar. Acest chivot ar putea fi considerat strămoșul tabernacolului de astăzi. După anul 1000, Euharistia s-a păstrat în diferite forme, în diferite locuri, toate cu demnitate, cu respectul cuvenit pentru prezența lui Iisus sub chipul pâinii. Deci se păstra fie în propitiatorium, chivotul de care am amintit, sau în porumbelul or pixida de deasupra altarului principal, sau în sacristie, într-un dulăpior pregătit, frumos, aranjat și împodobit, în tabernacolele uneori săpate chiar în zid, în prezbiter, săpat în zid, și acolo era introdus acest dulăpior din material prețios în care se păstra Euharistia. Din secolul al XIV-lea se păstra Euharistia în niște tabernacole în formă de turn sau de monstranțe chiar uriașe, monstranțe uriașe plasate între altar și perete, peretele din spate, din prezbiter. Din secolul al XVI-lea, din inițiativa episcopului de Verona, prin zelul cunoscutului sfânt Carol Borromeo, mare cinstitor al Euharistiei, tabernacolul din spate a ajuns să fie chiar pe masa de altar, cum se celebra Sfânta Liturghie, în fața celebrantului. Și așa mult timp și în multe din biserici s-a păstrat Euharistia în acest tabernacol, menținându-se până aproape de zilele noastre. Acum, normele noi liturgice cer ca locul unde se păstrează Sfânta Euharistie să se distingă prin noblețe și prin frumusețe, așa cum vedem în catedrala noastră, vedeți ce frumos arată tabernacolul.
aproape de fiecare dată când se fac transmisii în direct, cred că și acum cei care sunt la pupitul tehnic acolo și cu transmisia, și dau un prim plan tabernacolul. Este o frumusețe. Tabernacolul din biserica noastră, din catedrala noastră și din multe alte locuri. Dacă vă uitați, el are și formă de pește, de la Ihtus. V-am explicat altădată, așa se recunoșteau creștinii în timp de prigoane. Desenau pe nisip imediat un pește. Iisus Hristos, Mântuitorul, înseamnă de la fiecare literă din limba greacă. Dar asta v-am explicat altădată. Dar este foarte frumos prezentat și nu mai este nevoie să mai adăugăm altceva, să mai înfrumusețăm acest tabernacol, pentru că este excepțional de frumos. Vedeți, are piel și struguri din care se face vinul necesar pentru celebrarea liturghiei și multe spice de grâu din care se face pâinea, care la Sfânta Liturghie devine trupul Mântuitorului. Să fie plasat tabernacolul, cer normele noi liturgice, într-un loc adaptat pentru rugăciunea personală a credincioșilor care vor să se închine lui Hristos prezent în Eucharistie și care vin și în timpul zilei, mulți dintre credincioși vin și petrec în liniște, în tăcere, în fața lui Iisus și stau de vorbă cu El, îl adoră, se închină lui, îi cer binecuvântare și ajutor. În acest scop, bisericile, acolo unde sunt biserici, unde se celebrează deseori cununii și înmormântări, sau unde bisericile sunt locuri vizitate ca sanctuare, locuri de pelerinaj, cu opere de artă și mereu intră lumea și iese ca să vadă aceste opere de artă din biserici, acolo se recomandă ca Eucharistia să nu fie păstrată cum e la noi în catedrală aici, pentru că Eucharistia nu se păstrează și lumea care vine să hodorogească, să vorbească. De aceea, în astfel de locuri, Eucharistia este păstrată într-o capelă separată. Tot acolo, cum avem Bazilica San Pietro, marile bazilici din Italia și alte biserici, care sunt foarte vizitate de turiști, este o capelă și de multe ori străjuită de cineva care are grijă să nu intre oricine acolo și să nu vorbească, că e liniște, tăcere. Și cei care vin și vizitează, intră ca să se roage acolo. Vedeți câtă grijă are biserica pentru această taină mântuitoare care este Sfânta Eucharistie. Prezența lui Iisus din Eucharistie este rodul consacrării de la Sfânta Liturghie. Că dacă n-am avea Sfânta Liturghie, n-am avea nici Eucharistia, tabernacolul în care se păstrează Sfânta Eucharistie. Tocmai de aceea este bine, sau este mai bine, ca Iisus Hristos să nu fie prezent în formă eucharistică în tabernacol, pe altar, în timp ce se celebrează Sfânta Liturghie. Și nici nu vedeți, noi nu ținem pe altar tabernacolul, pentru că la Sfânta Liturghie vine Iisus sub chipul pâinii și al vinului și sub chipul pâinii este păstrată Eucharistia în tabernacol. Cu toate acestea, este permis ca tabernacolul să fie așezat pe altar sau în apropierea altarului, cum avem noi, că aproape nu-i departe de altar. Chiar când se celebrează liturghia cu fața spre popor și dacă, mai ales dacă acest tabernacol este de dimensiuni mici, locul unde se așează tabernacolul trebuie să fie, prevăd normele bisericești, să fie vizibil și înfrumusețat așa cum se cuvine. Și mai prevăd normele noi bisericești, tabernacolul să fie solid, să fie inviolabil, adică să fie închis bine, să nu poată intra oricine acolo, și netransparent. Nu o să vedeți niciodată un tabernacol transparent în biserica noastră catolică. Deci solid, să fie inviolabil și netransparent. Iar cheița de la tabernacol
Noi totdeauna atenționăm preoții să aibă grijă să nu o lase acolo. Poate veni în ziua cineva, un hoț, un om rău intenționat și să violeze acest loc sacru. De aceea cheița de la tabernacol trebuie păstrată cu cea mai mare grijă și grija aceasta, responsabilitatea o are în primul rând Părintele Paru, din fiecare parohie. Că ați mai auzit că s-a întâmplat ca noaptea să fie spartă o biserică și să, în dorința de a căuta comori, hoții, oameni necredincioși, păgâni, care spar, crezând că e aur acolo, de multe ori doar nu mai e spoit cu aur. Sunt și obiecte sacre din aur în cantitate mai mare, dar cele mai multe sunt doar numai așa spoite cu aur ca să țină. În momentul în care se duce aceasta, se spune spoială de aur, preotul trebuie să aibă grijă să nu mai folosească acel vas sfânt, ci să-l dea din nou la recondiționare. Dar se întâmplă uneori ca să fie spartă biserica, spart tabernacul, aruncate hostiile pe jos și atunci se fac zile de pocăință, de reparare. Deci, vedeți, este o grijă cu totul deosebită pe care o are biserica pentru Iisus prezent în Sfânta Eucaristie, în tabernacul. Prezența lui Iisus în Eucaristie, în tabernacul, trebuie să fie semnalată în două feluri, prin văl frumos sau perdeluță. Am prins timpul când am vizitat și cred că poate și dumneavoastră, cei mai în vârstă, ați vizitat biserică sau vă aduceți aminte din copilărie, intrând într-o biserică, era o perdeluță pusă în fața tabernacolului. Și era pus acolo unde tabernacolurile nu erau de valoare așa mare, materiale sau cum îl avem pe acesta, unde îi pui perdeluța, îi strici toată frumusețea. Deci acolo unde lipsește, este un tabernacol mai modest, să fie semnalată prezența lui Iisus prin această perdeluță frumoasă pusă în fața tabernacolului. Sau, în alt mod potrivit, stabilit de autoritatea competentă, să semnaleze preotul prezența lui Iisus în tabernacul. Și de asemenea, conform tradiției vechi în biserica noastră, să fie semnalată prezența lui Iisus de lampa veșnică, așa numită. Vedeți, noi avem două, acum nu se văd că lumină puternică, sunt două acolo, una în stânga și alta în dreapta, atârnate, și care sunt totdeauna aprinse, și în noaptea și ziua, pentru a arăta că Iisus este mereu prezent în tabernacol, în Eucaristie. Luminița sau candela care se ardă permanent lângă tabernacol se recomandă, nu este obligatoriu, dar se recomandă să fie o candelă cu lumină naturală, ceea ce nu este la noi aici și în majoritatea bisericilor. De când a apărut lumina electrică, folosim lumina electrică, dar ar fi mult mai sugestiv și frumos și demn să fie o candelă. Eu mi-aduc aminte, cred că și acum este la seminarul nostru din Iași, de pe Copou, o lumânare pe care seminaristul era unul desemnat anume, să aibă grijă mereu să fie lumina aceea aprinsă și erau lumânări mai groase, țineau o săptămână. Deci lumină naturală. Și asta în semn de cinstire și de respect față de Iisus prezent în Eucaristie. Așa că ori de câte ori vom intra într-o biserică catolică și vom vedea această luminiță, fie că e electrică, fie că e naturală, vom vedea această luminiță lângă tabernacol, vom îngenunchea atât la intrarea în biserică, cât și la ieșirea din biserică. Iar pentru noi catolicii, ceilalți frații ortodoxi care vizitează bisericile noastre și nu știu aceste detalii, ei procedează în credința lor așa cum îi duce credința și mintea și inima lor și este foarte bine, dar noi care știm ce înseamnă luminița de la altar, când intrăm într-o biserică catolică, prima grijă trebuie să fie și respectul nostru față de Iisus, că e prezent în tabernacul. Nu mergem direct, ca cei care nu cunosc,
la icoana inimii lui Iisus sau Sfântului Anton sau la Maica Domnului. Dacă știm, și de aceea țin și aceste cateheze, Iisus, dacă n-ar fi Iisus, n-ar avea nici pe Sfântul Anton, nici pe Maica Domnului, nici pe fericitul Anton Dulcovici, nici un alt sfânt. Toată sfințenia ne-o tragem și sfinții care au de la Iisus. De aceea, prima atenție, când intrăm într-o biserică catolică, tabernacolul și masa de jertfă în timpul Sfintei Liturghii. Dar în rest, în timpul zilei, intrăm atenția în tabernacol. Prima dată intrăm, îngenunchem în fața lui Iisus, în semn de adorație, și apoi putem merge și la Maica Domnului, și la Sfântul Anton, și la alți sfinți pe care îi avem în bisericile noastre, reprezentați în icoane sau în statui. Și încă un lucru tot privitor la îngenunchiere. În timpul Sfintei Liturghii, conform normelor noi bisericești, în timpul Sfintei Liturghii, când se trece prin fața Sfântului Sacrament, un ministrant sau preotul nu trebuie îngenunchiat, ci numai făcută plecăciune. De câte ori se trece prin fața tabernacolului, atenție la ministranți și toți ministranți, nu mergem așa ca vodă prin lobodă. Este Iisus prezent acolo în timpul liturghiei. De câte ori trecem, dacă treci de 100 de ori, de 100 de ori când treci, oricine, că-i preot, că-i episcop, că-i fecior de biserică, că-i ministrant, face înclinare în respect față de Iisus. În afara Sfintei Liturghii, ori de câte ori se trece prin fața tabernacolului, chiar și de 100 de ori, chiar persoanele care lucrează în biserică, de atâtea ori să îngenuncheze când trec prin fața Sfântului Sacrament, în semn de iubire, de respect față de acela care stă zi și noapte și așteaptă adoratorii săi. Confesionalul, asta despre tabernacul. Acum trecem la un alt element constitutiv din bisericile noastre, că pentru a putea participa în cadrul liturghiei, la Euharistie, ca să ne împărtășim, trebuie să avem sufletul curat. Și unde ne curățim noi sufletul de păcate? La spovadă. Și unde se face spovadă? În confesional. Acum sunt închise din cauza pandemiei, dar o să treacă, sperăm, acest timp care a produs atâtea dereglări în programele noastre. Dar confesionalul rămâne valabil în biserică, locul sau noi îi spunem scaunul de spovadă. Confesional, de la confesio, a mărturisi, a spune păcatele și a obține iertarea lui Dumnezeu pentru ele. Sigur, dacă intri în confesional, trebuie să întâlnești un preot acolo, că nu iartă confesionalul păcatele. Este locul unde, potrivit tradiției noastre creștine, și o să vă fac îndată un scurt istoric asupra confesionalului, acolo unde ne împăcăm noi cu Dumnezeu, acolo unde se celebrează sacramentul reconcilierii, al spovezii, spunem noi, numai că am explicat și voi mai explica și cu alte ocazii, această denumire de spovadă nu explică decât parțial sacramentul împăcării omului cu Dumnezeu. Pentru că a spovedi înseamnă a spune. Și nu primim iertarea păcatelor numai dacă spunem păcatele. Sunt 5 condiții pentru a face o spovadă bună, adică pentru a obține iertarea păcatelor din partea lui Dumnezeu prin preotul care administrează acest sacrament conform ordinațiunii sale. Să facem un scurt istoric, că n-a fost de la început, n-au fost la început confesionalele care le avem noi astăzi. În primele veacuri nu erau confesionale, scaune de spovadă. Și nu erau pentru că spovada se făcea public. Curios pentru noi, cine are curajul să spovedească public? Așa se făceau la început spovezile, se făceau public, păcatele erau mărturisite episcopului, apoi pocăința și reconcilierea se făceau în biserică, în prezența comunității creștine. Spovada privată sau individuală s-a introdus mai târziu, în jurul anului 1000,
Se făcea în casă sau în biserică, dar nu în forma confesionalului de astăzi, ci stând pe scaun. Și preotul sau episcopul, sau preotul și cel care se spovedea, penitentul, stătea pe scaun. Iar în momentul în care, după ce își mărturisea păcatele, în momentul în care își exprima căința prin actul de căință, se așeza în genunchi, în genunchi pentru a primi dezlegarea. Și preotul sau episcopul impunea mâinile, cum ați văzut, la ordinațiune, la sfințirea preoților sau a diaconilor, impunerea mâinilor, invocarea Duhului Sfânt, toate sacramentele și Euharistia, care este centrul tuturor sacramentelor, se celebrează prin puterea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt este invocat prin impunerea mâinilor. Deci, preotul punea mâinile pe capul celui care își mărturisise păcatele pentru ca apoi să-i dea dezlegarea de păcate în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iarăși un lucru curios, poate dai bine pentru noi să știm, călugărițele puteau fi spovedite numai în biserică, în fața altarului, în prezența martorilor aflați nu la mare distanță, dar suficientă distanță ca să nu se audă păcate. După secolul al XI-lea, spovada se făcea în fața unui altar lateral și acum unele bazilici, biserici din Occident, au aceste altare laterale. Și cei care ați vizitat aceste biserici ați putut vedea că au și balustradă, nu se poate intra acolo. Balustradă cu un fel de grilaj și așa s-a practicat un timp spovada. La aceste altare laterale în biserică, preotul era separat de penitent. Dacă înainte era scaun, după secolul al XI-lea s-a practicat așa spovada. Deci preotul separat de penitent prin balustrada sau prin grilajul respectiv de la altarele laterale din biserică. Primele confesionale închise, prevăzute cu gratii, cum avem acum noi confesionalele, sau cu, știu, oricum separat, dacă nu sunt gratii, nu le se păstrează gratii din material lemnos. Poate să fie o sită și așa mai departe, protejată și cu o perdeluță. Forma aceasta a sacramente, a confesionalilor, apare mai târziu în biserică, prin diaconul al XIV-lea și se generalizează în biserică prin secolul al XVI-lea, prin zelul aceluia sfânt, amintit mai înainte la Euharistie, Sfântul Carol Borromeu. Și astfel, confesionalele devenind în cele din urmă obligatorii în această formă pentru întreaga biserică. În acest caz, nu mai era posibilă, vă dați seama, impunerea mâinilor pe capul celui care se spovedea, își mărturisea păcatele. Totuși, rămâne și îndemn pe preot să nu uite acest lucru, pentru că a învățat la teologie, rămâne ca preotul să întindă doar mâna din compartimentul sau acolo să întindă mâna asupra penitentului care este aproape în partea cealaltă, să întindă mâna spre penitent și apoi să rostească formula de dezlegare a păcatelor. Normele actuale, după ce am făcut acest istoric scurt, normele actuale cer ca locul normal al administrării sacramentului reconcilierii, adică al spovezii, să fie în interiorul bisericii. Recomandă biserică. Confesionalele, nu, conferințele episcopale stabilesc ce fel de scaun de spovadă trebuie folosit. Conferințele episcopale din fiecare țară. În tot cazul trebuie lăsată credincioșilor, spun normele actuale ale bisericii, lăsată credincioșilor și posibilitatea de a se spovedi la un scaun de spovadă închis, cum avem în catedrala noastră. Să aibă oricine posibilitatea aceasta.
dacă cere și vrea așa, prevăzut cu gratii sau cu sită și perdeluță. Chiar dacă în unele biserici și dieceze se practică spovada față în față, fie în confesionale special confecționate, sunt sigur că mulți dintre cei care urmăriți cateheza aceasta ați fost în Occident și poate ați intrat într-un astfel de confesional, mai ales în locurile de pelerinaj. Sunt confesionale confecționate în așa fel încât intri înăuntru, dar ai posibilitatea să fie dată la o parte prin rulare și acolo să fie o măsuță. Și cine vrea, părinte, eu vreau să mă spovedesc față în față. Și atunci trageți măsuța și se spovedește față în față. Cine vrea forma veche, tradițională, atunci rămâne forma cum avem noi în bisericile noastre. Spovezile în afara scaunilor de spovadă se pot face numai pentru motive juste, cum este acum timpul de pandemie, mai ales la început, să păstreze distanța, masca, dezinfectantul. Trebuie să respectăm niște norme ținând cont de sănătatea semenilor noștri și de aceea biserica trebuie să se conformeze acestor norme pentru a evita contaminările. Dar asta în timp de pandemie, vedeți, sau în locurile de pelerinaj cu foarte mult penitență. La Cacica, cei care au fost la Cacica sau la Radna sau la Șumuleu Ciuc sau în alte părți de pelerinaj, sunt puse scaune în jurul bisericii, pentru că este lume multă, nu sunt atâtea confesionale și nici nu fac preoții în astfel de locuri 30 de scaune de spovadă pentru o zi sau două când vin pelerinii acolo. Deci astea sunt excepții. La Lourdes și în alte locuri mari de pelerinaj sunt clădiri separate lângă sanctuare, special confecționate numai pentru spovezi. Și acolo sunt 10-20 de confesionale. La Lourdes, mi-aduc aminte, când privești spre sanctuarul din Lourdes, în partea stângă, este clădirea special destinată pentru spovezi și în diferite limbi. Și acolo este program stabilit, foarte bine pus la punct. Cel mai important, la Onești, de exemplu, la sanctuarul fericitului Ieremia, cei care ați fost jos la criptă, este într-o cameră mai mare, sunt câteva confesionale în care fiecare se poate spovedi. Cel mai important însă, vorbind despre confesional și despre spovadă, despre sacramentul reconcilierii, cel mai important este să ne străduim să facem totdeauna spovezi bune, îndeplinind cu grijă toate cele 5 condiții pe care le cere Biserica pentru o spovadă bună. Le amintesc numai acum, probabil că voi face alte cateheze în care să vorbesc despre spovadă, numai mai multe cateheze. Cele 5 condiții, cercetarea cugetului. Nu dăm buzna deodată la spovadă, fără o pregătire prealabilă. Cercetez cugetul, mă gândesc, mă reculeg, mă rog, cer lumină de la Dumnezeu ca să fac o spovadă bună, cercetarea cugetului. Apoi trezesc în suflet căință pentru păcatele făcute și propunere de îndreptare, a treia condiție. Că dacă lipsesc, acestea sunt chiar esențiale, căința și propunerea, hotărârea de îndreptare. Dumnezeu nu iartă păcatele celui care nu-i pare rău că le-a făcut și nu se hotărăște să se îndrepte. Nici noi nu putem, omenește vorbind, dacă vine unul și ne-a greșit cu ceva și spune iartă-mă, dar să știi că mâine iar îți fură 1.000, 1.000.000 de lei. Deci trebuie căință, cu toată sinceritate și propunere de îndreptare. Și a patra condiție, mărturisirea păcatelor. Păcatele trebuie mărturisite. De aici spuneam că e numai o condiție din cele 5, termenul pe care îl folosim noi pentru împăcarea omului cu Dumnezeu. Spovada, mărturisirea, adică spunerea păcatelor, este numai una din condiții. Și a cincea condiție, pocăința sau îndestularea, canonul, cum se mai spune, rugăciunile sau ce dă preotul ca urmare a mărturisirii păcatelor, ca penitentul să îndeplinească anumite rugăciuni sau
poate să fie și altceva. Noi ne-am obișnuit numai cu rugăciuni. De exemplu, dacă spunem că vine bărbatul și spune: părinte, am păcătuit, am bătut-o pe femeie de 10 ori de la ultima spovadă. Și preotul poate să-i dea: te căiești? Da. Hai să mai faci? Nu. Ei, ca să te poți îndrepta mai bine, te duci acasă, te așezi în genunchi în fața soției pe care ai bătut-o, în fiecare zi timp de o săptămână îi săruți mâna și îi spui: te rog să mă ierți. Asta, așa se îndreaptă păcatul. Noi ne obișnuim numai în cele mai multe cazuri niște rugăciuni pe care să le facem, dar trebuie dat medicamentul potrivit, așa ar trebui, și nu trebuie să sperii credinciosul dacă vrea să trăiască cu adevărat sacramentul acesta și vrea să-și îndrepte viața, să nu se sperie: au, ce pocăință mi-a dat părintele ăsta. Îți dă pentru că e un medic bun și îți vrea îndreptarea ta, ca la un medic care prescrie o rețetă. Poți spune așa, poți spune la toate, antinevralgici, nu mai știu ce. Sunt boli și boli. Dar am spus despre spovadă cu detalii mai multe, sper să pot face cu altă ocazie cateheze speciale. Trecem mai departe. Ca element constitutiv al unei biserici, mai avem o măsuță acolo, nu știu, aici nu se vede, după colț acolo, se cheamă credență, nu credință. Credința este una din virtuțile teologale, credința, speranța și iubirea. Măsuța de lângă, din prezbiter, nu departe de masa de altar, pe care se țin toate lucrurile necesare pentru celebrarea Sfintei Liturghii, în special pâinea și vinul, apa, potirul, se păstrează pe această măsuță, credență numită. Se află mereu în prezbiteriu, care sunt, pe această măsuță, am spus, sunt așezate toate aceste obiecte sacre necesare pentru celebrarea Sfintei Liturghii. Și atunci când nu se face prezentarea darurilor la marile sărbători, de la ușa bisericii sau din altă parte, cu semnificație extraordinară, vin credincioșii și aduc darurile din care nu trebuie să lipsească pâinea și vinul, preotul le primește, le așează pe altar și, invocându-l pe Duhul Sfânt, aceste daruri aduse de credincioși ca rod al pământului, al muncii omului, a viței de vie, devin trupul și sângele lui Iisus. Are importanță această procesiune de la ofertor. Ei, asta la marile sărbători, dar obișnuit nu trebuie pusă pe altar. Eu le-am mai spus preoților și o spun și acum cei care mă urmăriți: nu puneți totul acolo grămadă pe altar ca să fie mai comod. Nu, are importanță să fie puse pe credență și la momentul ofertorului să fie aduse de ministrant, chiar dacă e scurtă procesiunea, cu simbolismul, semnificației aceste daruri aduse pe altar. Că începe partea a doua principală a liturghiei, numită liturgia euharistică, credența așadar. Pregătirea potirului pentru turnarea vinului și a apei de către diacon, că atunci când este diacon, se poate face acolo, la credență, nu pe altar. Deci diaconul pregătește potirul pentru Sfânta Liturghie, toarnă vinul, înainte poate să o facă, și foarte puțină apă, despre asta v-am explicat. De asemenea, tot acolo la credință, după împărtășanie, se poate face purificarea vaselor, se poate face tot aici la credință această purificare, curățare, ștergere a vaselor, fie imediat după împărtășanie, fie după Sfânta Liturghie, în cazul în care vasele sunt multe, cum este la caciga, de exemplu, totdeauna se întâmplă așa. Sunt foarte multe vase acolo. Vă dați seama, ca să stai, să aștepte toată lumea până le șterge, le curăță pe toate, trece timpul. De aceea se pun pe credență, pe un corporal, o să vă explic și asta ce înseamnă corporal, și acoperite cu o pânză. Și după liturghie, frumos, diaconul își face datoria lui de a purifica, de a se cheamă și purificator, acea pânză cu care sunt șterse potirile. Lumânarea pascală. Asta e despre măsuța asta, ca să știți care e rostul ei, de ce se pune acolo, se pun vasele sfinte. Lumânarea pascală.
O avem acum, dacă vă uitați cei din catedrală, în partea dreaptă a dumneavoastră, la izvorul botezului, la Cristelniță. În timpul pascal, vă aduceți aminte, a stat tot timpul aici în prezbiteriu, că așa cer normele bisericești. Mulți au rămas uimiți, dar de ce a schimbat episcopul? Aia nu începe slujba de la centru. Și m-am simțit dator și îmi fac datoria mea ca să vă explic întâi și să înțelegeți de ce se fac toate acestea, ca să înțelegem mai bine fiecare sfântă liturghie și să participăm cu toată demnitatea și cu folos, cât mai mare folos sufletesc, la fiecare liturghie la care luăm parte. Lumânarea pascală, așadar, este lumânarea de dimensiuni mari. Și am văzut aici grija părintelui Paru ca să aducă lumânare veritabilă, din ceară, plină, vedeți, de dimensiuni mari. Acum, în ultima vreme, am mai văzut pentru parohiile mai sărace, cumpără preoții lumânare din plastic și pun numai sus o lumânare, fie naturală, fie din lichidă, ceară lichidă, cum avem și lumânarele de pe altar. Este lumânarea aceasta de dimensiuni mari, frumos ornamentată și se recomandă să fie din ceară masivă, nu din plastic, se recomandă. Este aprinsă de la focul binecuvântat în noaptea de Paște, această lumânare, de aceea se cheamă pascală, de la Paște. Se aprinde solemn, chiar la începutul celebrării din noaptea de Paște, de la focul binecuvântat, din afara bisericii, din fața bisericii sau undeva lateral, la intrarea în biserică. Și stă și străjuiește tot timpul pascal aici, aproape de pupitru, unde se fac lecturile. Și lecturile din timpul pascal sunt dominate tocmai de acest adevăr al învierii Domnului, pentru că asta reprezintă lumânarea pascală, simbolul lui Hristos înviat. Hristos care a risipit întunericul ieșind biruitor din mormânt și cu lumina sa, molipsindu-i, ca să mă exprim și așa, pe toți oamenii de bună voință. Acesta este simbolismul lumânării pascale. În ziua de Rusalii, după recitarea vesperelor, deci a 50-a zi de la înviere, după recitarea vesperelor de la breviar, când se termină timpul pascal, atunci lumânarea este stinsă și dusă lângă izvorul botezului, pentru ca să fie aprinsă de fiecare dată când se celebrează un botez. Pentru că la botez are loc moartea omului pentru păcat și învierea lui la viața cea nouă, prin turnarea apei pe capul celui care primește botezul. Iar lumânările celor care participă la botez, nu se aprinde la chibrit sau de la brichetă, ci de la lumânarea pascală, simbolismul ei, învierea lui Iisus, cel care este botezat în vie, la o viață nouă. Și se mai folosește lumânarea pascală, așa cum ați observat, se pune la catafalc în timpul slujbei de mormântare uneori sau la requiem, după obiceiul locului. Altceva, tot ca elemente constitutive ale bisericii, orga, noi avem o orgă splendidă aici, în catedrală, și aseară a fost concertul acela de orgă, este regina instrumentelor muzicale, orga clasică, orga și alte instrumente muzicale. Este o tradiție veche în biserica noastră latină, să se cânte la orgă sau la alte instrumente muzicale, dar demne de biserică. Nu vom accepta niciodată în biserică să vină, cum ați mai văzut, de diferite formații de muzică, cu tot felul de castroane, de lighene, de butoaie, acum tot care e mai curios decât altul. Nu veți vedea niciodată. Eu cel puțin nu voi accepta niciodată. Pentru că Nu sunt demne aceste instrumente, acolo sunt bune, unde le folosesc ei. Dar nu în biserică, batem în butoaie de tablă. Da. Deci să fie, dacă sunt alte instrumente decât orga clasică sau armoniu, să fie demne acele instrumente muzicale. Demne de biserică.
Și rolul orgii și a instrumentelor muzicale este de a susține cântările din celebrările sfinte, în special de la Sfânta Liturghie, dar și pentru a da o notă de solemnitate. Vedeți ce frumos când venim la o sărbătoare mare, la Paști, la Învierea Domnului, la Crăciun sau la Hram, și intrăm în biserică și auzim orga, dacă ești un meseriaș bun la orgă, un organist bun, ne înalță sufletește, notă de solemnitate de acest instrument. Toate popoarele din antichitate, în special cele orientale, au folosit instrumente muzicale în cultul liturgic. Instrumentele preferate la evrei, la slujbele de la templu, erau harfa și trâmbița. Biserica nu a preluat de la început această tradiție muzicală de la evrei. Ba, avem cazul în care, în secolele al III-lea, Tertulian și Sfântul Ciprian au luat atitudine împotriva folosirii instrumentelor muzicale în liturgie. Explicația era că în timpul prigoanelor a fost o măsură de prudență. Creștinii celebrau sfintele slujbe cu foarte mare discreție, să nu fie depistați și apoi trimiși la moarte de către prigonitori. Adevărata explicație însă era alta. Părinții bisericii vedeau în muzica interpretată la unison, numită și omofonă, un simbol al armoniei universului și al sferelor cerești, care armonie este unisonă. Mai mult, ea se potrivea mai bine cu acea unire spirituală care stă la baza comunității creștine. În plus, instrumentele muzicale, inclusiv orga, inventată în Alexandria, în Egipt, prin anul 170 înainte de Hristos, erau folosite la banchete, la teatre, la circ, și de aceea biserica a avut reținere un timp să se folosească aceste instrumente, că se foloseau și la circ și la teatru și până să nu confunde lumea. Biserica are specificul ei și creștinul, când vine în biserică, trebuie să aibă o atmosferă propice pentru rugăciune. Datorită caracterului lor profan, așadar zgomotos și senzual, biserica la început a refuzat să le admită în liturgie. Orga apare în biserică abia pe la anul 757. Apoi, treptat, a fost introdusă în toate bisericile din Occident. Conciliul Tridentin considera orga instrumentul muzical propriu al bisericii catolice, orga clasică. Celelalte instrumente au fost respinse categoric până în secolul al XVI-lea. Orga a fost biserica a fost foarte circumspectă cât privește orchestrele, folosirea lor în biserică sau alte formații instrumentale, tolerându-le, ăsta e cuvântul cel mai bine plasat aici, tolerându-le aceste orchestre în anumite cazuri mai mult decât acceptându-le, întrucât în general acestea contrastează cu caracterul pios și liniștit al rugăciunii liturgice. Deci nu este împotrivă biserica, ați văzut de atâtea ori și în catedrala noastră orchestre care, dacă sunt foarte bine pregătite și corul la fel foarte bine pregătit sau în alte catedrale, biserica acceptă prezența acestora, dar spuneam mai degrabă tolerându-le decât acceptându-le cu plăcere. Ultimele dispoziții bisericești prevăd că pot fi folosite la slujbele religioase instrumentele aprobate de autoritatea legitimă. Nu fiecare vine cu orice fel de instrument în biserică, trebuie să fie aprobat de autoritatea legitimă. Dar preferința rămâne fără îndoială pentru orga clasică, cu fluiere, cum avem noi, această minunată orgă în catedrală și va fi recondiționată și cea din catedrala veche. În Biserica Latină să se țină la mare cinste orga cu fluiere, spun documentele bisericii, instrument muzical tradițional
al cărei sunet este în stare să aducă o deosebită splendoare ceremoniilor bisericii și să înalțe cu putere sufletele către Dumnezeu și către lucrurile cerești. Așa prevăd normele bisericești, Constituția liturgică la numărul 120. Acum încă ceva aici, valabil mai ales pentru organiști. Orga și celelalte instrumente, aprobate de biserică, pot cânta singure, fără să însoțească o cântare sau vocile, când la începutul liturghiei se face un așa numit preludiu. Înainte ca preotul să iasă la altar sau înainte de a începe cântarea, prima cântare înainte de Sfânta Liturghie, poate cânta orga, numai orga. Organistul sună la orgă. Și sigur, poate cânta o melodie populară sau nu știu ce, sunt melodii specifice, preludii frumoase care îmbie lumea sau creează ambientul acela de rugăciune când intri în casa lui Dumnezeu. Apoi la ofertoriu poate să cânte numai orga fără voci, la împărtășanie, de exemplu, între două cântece ca o preludiere, sau la sfârșitul Sfintei Liturghii, acolo de regulă se cântă un marș, marș specific, deci nu oricum, orice melodie. Orga și sună și instrumentele muzicale trebuie să înceteze complet, să nu sune deloc, în timp ce rostește preotul părțile prezidențiale. Aici o să fac atenție, o să trimit la toți parohii din dieceză, pentru că unii dascăli nu cunosc lucrul acesta și poate nici preoții, și preotul se roagă să ne rugăm Dumnezeu la tot bără și el susține cu orga. Interzis, absolut, în timpul părților prezidențiale. Înainte mai era când se cânta prefața și erau organiști foarte buni, frumos era. Nu permite biserica actualmente așa ceva, pentru că credinciosul trebuie să fie atent la conținutul prefații, nu la ce cântă. Ia să văd ce floricică mai face acum organistul, cât de bine se descurcă el. Deci în timpul părților, în timp ce preotul rostește părțile prezidențiale ale liturghiei, nu este voie să fie însoțit de orgă. Și apoi orga și instrumentele muzicale pot fi folosite și trebuie folosite numai pentru a însoți cântările credincioșilor, când în Advent, și aici iar se încalcă în multe locuri, nu se cântă preludii, marșuri, orga, numai orga singură, în Advent, în postul mare, ci numai pentru a însoți cântările credincioșilor. La fel în timpul Triduumului Sacru, Joia Mare, Vinerea Mare, Sâmbăta Mare. Pentru că vă aduceți aminte, în Joia Mare, după intonarea imnului Gloria, când se cântă solemn cu orga, tot ce mai frumos, gata, tace orga, nu veți mai auzi până noaptea de Paști, când se intonează din nou Gloria, fără însoțirea acestor instrumente muzicale. Și iarăși, la oficiile pentru morți, recomandă biserica să fie orga numai să însoțească cântările, nu să cânte singură marșuri funebre. Biserica recomandă fără, numai să însoțească cântările, pentru că de așa natură este celebrarea că nu este necesară sau poate conturba sunetul instrumentelor muzicale. Vedeți mai multe lucruri cu unele detalii care sunt binevenite și bine să le cunoaștem, pentru că atunci când participăm la Sfintele Slujbe, mai ales la Sfânta Liturghie, să tragem, repet, cele mai bune și cât mai multe foloase pentru viața noastră de credință. Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit și vă împart acum la final binecuvântarea arhieriască. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu,
Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Catecheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim, Lui Dumnezeu. Orga, dacă tot am vorbit de orgă, uite, avem organist acum.